Primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, a declarat că este mulțumit de noul cod administrativ, spre deosebire de cei mai mulți dintre colegii săi de partid care n-au fost de acord cu legea. Nu era cazul ca PNR să se opună așa stereotip, pentru că, din păcate, așa cum am declarat, nu numai acum, de când este Ludovic Orban președinte, de mult, PNR s-a comportat aproape exclusiv reactiv prin negarea a tot ce a venit de la PSD și nu s-a manifestat cu propria sa identitate și, slavă Domnului, are o identitate foarte clară. Robu s-a declarat de acord și cu pensiile speciale ale aleșilor locali instituite de noul cod administrativ. Eu nu sunt ipocrit, nu sunt numite corect, în primul rând, nu sunt pensii speciale. Este o denumire populistă, o denumire de antipropagandă. Nicolae Robu s-a declarat revoltat de faptul că este singurul membru din PNL care și-a asumat pe față faptul că este de acord cu modificările din codul administrativ. În schimb, acesta și-a criticat colegii primari din PNL pentru că toți se bucură de noile prevederi, dar niciunul nu are curajul să recunoască acest lucru.